Există trei furnizori de servicii sociale, adică Trebuie, Lumina și Speranța, care anul acesta nu au primit subvenție de la bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, deoarece punctajul, deși trecea de limita de 60, care ar fi permis obținerea acestei subvenții, conform legii, nu a fost suficient de mare încât să reușim să prindem din buget. Adică bugetul a fost mai mic și atunci s-au acordat subvenții în ordine descrescătoare și la fel ca la orice admitere. Noi am căzut sub linia. Inițial am primit înștiințare că primim, că suntem eligibili, că figurăm, că vom avea subvenții, asta a fost în decembrie, a mai venit un ordin în care doar Speranța a primit pentru ianuarie, apoi n-a mai primit nici Speranța. Suntem în situația în care nu putem funcționa fără specialiști, pentru că, de fapt, prin acele subvenții noi plăteam salariul, în principal salariile specialiștilor care au grijă de beneficiarii noștri zilnic. Ce? Ne dorim să atragem atenția nu neapărat numai autorităților locale în acest moment, că suntem conștienți ce se poate face, ci și mediului de afaceri, a membrilor comunității brăilene. Suntem convinși că există un spirit de generozitate care a traversat în anii așa Brăila și poate că oamenii, prin faptul că dumneavoastră reușiți să duceți povestea noastră mai departe, să transmiteți mesajul nostru. Încercăm să te adunăm de la toată lumea câte puțin și să reușim să depășim anul 2017. La punctul... Vreau să mai subliniez un lucru. Pierderea unui specialist în acest domeniu este foarte... E o pierdere foarte grea. Un om care să lucreze cu copil sau un adult cu dizabilități intelectuale severe se formează în ani de zile. Au fost specialiști la noi care în perioada de probă au venit o zi, a doua zi și au zis, nu pot să fac lucrul acesta. Deși au urmat școli pentru a avea acest job. De aceea suntem foarte supărați cu toții, și părinții, și copiii au plâns când au plecat cele două fete. N-ați fi vrut să vedeți cum a fost acolo, despărțirea. Este normal ca personalul să meargă și să-și caute un job sigur. Noi nu am dormit, n-am stat degeaba, am mers la șomaj, am angajat pe cineva de acolo cu subvenție pe șomaj, mă rog, încercăm să depășim. Dar bugetul este foarte mare și nu-l putem acoperi.